Facem că la invocatul eu nu m-aș fi dus acolo, că s-a vorbit atât de mult, dar poate găsim ceva element de noutate. Pacepa, în Orizontul Roșii și în celelalte... 99% minte. Da, bun, confruntat și cu datele altora care au studiat problema, bă, e clar că a exagerat, a mințit, a vrut să denigreze cu bună știință și pe Ștefan Andrei și pe... Da, bă, și ce a făcut el, că era tonso... Da, întrebarea era alta. Ce eco a avut în interiorul sistemului fuga lui? Adică cum ați perceput-o voi? Vorbeați despre asta? S-a auzit? Cum să nu se audă, domne? Nu. Mă întreb. Deci Ceaușescu a venit atunci... Atmosfera aia bahică acolo vă păsa vouă de treaba asta? Nu, pe mine chiar nu m-a interesat deloc. Dar Vinicu și a zis... Eu știam bine pe Fița, că era colegă cu mine la arte plastice. Da. Și pe el știam că era... Da. Și a zis, a fugit Pașepa. Zic să fie sănătos, nu mă interesa pe mine. Și a zis, bă, au zis ăștia că ne-a costat mai mult decât cu tremurul din 77. Păi a trebuit să le tragă toate rețelele de afară, plus că aici nu spune nimeni că au fost și o mieliță afară din cauza lor ăsta. Da? Păi, absolut. Mm-hmm. Prin țările latino-americane, pe aia, pe aia mai, care aia mai prinse mai... Nu, nu s-au mai jucat. Mm-hmm. Înțelegi? Deci aveam cea mai mare rețea făcută. Da, e adevărat că l-a trimis, nu știu dacă știi, l-a trimis pe Ștefan Andrei să rezolve într-un fel situația în America și a obținut acest acord ca... în țară familia lui Pacepa să fie protejată și Pacepa să nu fie exploatat în deschis, nu, adică să nu publice. Pe Pacepa nu l-au găsit și la familie nu s-a întâmplat nimic pentru că erau 100% monitorizați de către americani și de către ruși. Da. 100%. Îți dai seama? Te întreb, adică, cartea naivului acum ca să... Ca dovadă că imediat la Revoluție a venit un avion. Primul care a luat-o pe familia Pacepa și pe cine? Pe Dana Borilă, fosta nevasta lui Valentin Ceaușescu. Da. Și i-a scos. Înțelegi? N-avea cum e pe el. El n-a mielit pe nimeni. Adică, îți mai dau un exemplu, că am spus de mii de ori. Nu le făcea nimic. Dar asta a mai adăugat la problema evidentă de percepție a lucrurilor. I-a amplificat tovarășului... spaimele, angoasele, sentimentul trădării. Nu, vedeți-mă că s-a în primul că adică el... ați sesizat voi un schimb de o schimbare de ritm? Nu, da. Nu, da, gândește-te că nu vorbeam cu așa ceva. Nu. Gândește-te că practic el conducea lumea în perioada prin spionajul care avea, pentru că el făceau toți prin el. Înțelegi? Adică a fost, știi că a făcut pacea între arabi și ăia, a făcut că toată lumea spune nu, când îi văd pe la televizor că spunea că l-a culcat regina, că a furat bibelouri și alea, imbecilitățile alea. În primul rând că, bine, un om care nu știe niște reguli de protocol, că nu vine și te culcă regina la ea în casă, are apartament prezidențial da, care vii, da. Păi, oamenii știu că nici măcar acolo tu nu mănânci din mâncarea lor. De la Gheorghiu, deci când l-au radiat rușii, președinții de stat, cei care veneau aici, ei stăteau la masă așa, dar fiecare avea mâncarea lui, apa lui, pasta de dinți, absolut tot a lui. Da. Și cum să fură la bibelou, ce să facă la bibelou. Adică niște imbecilități din astea și niște cretinități. Dar... Care a fost cea mai, apropo de asta, care a fost cel mai mare neadevăr care s-a spus public, cea mai mare exagerare despre... perioada aia despre familia Ceaușescu și așa mai departe. Deci cea mai mare care am auzit-o eu, că îi făceau injecții cu sânge de copil și că ea făcea baie în treburile astea, eu m-am dus imediat după Revoluție la Hamburg, cu tendințe de căpătuială. Normal. Oficiale, sau cum se spune, necorecte. Așa, ilicite. Ilicite. Și mă căuta un istoric. Și tot venea acolo cu un... Dumnezeu, ești băiatul lui Mizil? Nu, mă, dă-i dreac cu mine, că i-a umorât bine, că i-a făcut... Eu știam ce vrea ăla cu mine. Crezi că ce intenție are, corect? Da, eu am făcut un restaurant acolo, vindeam niște obiecte care erau bune. Înțelegi? Și... Dezapuiez, n-am înțeles nimic. Nici eu. Așa. Și zic, problema m-am plictisit. Da, mă, eu sunt ce vrei. Dom'le, am trei întrebări, că nu înțeleg. Eu ca istoric nu înțeleg. Da. Cum, apropo de ăștia, cum două persoane au ținut 22.000 de oameni în mână când văd că n-a fost niciun securist,
niciun membru de partid. Corect. Dar toți au vrut să luăm oare pe să da, cu pasiunea. Toți au luptat cu ce au luptat din interior. Zic, mie e foarte greu să ți explic chestia asta. De bun sens, e o chestie de, da, de așa e neamul nostru, suntem luptătorii noi. Da. Înțelegi, pe în intimitate. Da, și după aia m-a întrebat asta dacă aia făcea baie în mamă, până acolo ajunsese? Da. Legenda. Și că dacă se injecta cu sânge și a zis niște imbecilități, n-ai văzut cum arăta că să se injecteze cu nămol în gât. Deci lumea nebună. Bun. Și acum tu vezi că nu, că trăiește, că se întâmplă. Tu nu vezi ce se întâmplă acum? Lasă-mă, că astea le are tot fiecare popor. Elvis păi, trăiește, păi păi nu, nu, nu. Uite-te la asta. Avem la voi voie să vorbim de rus sau nu avem voie? Cum adică să nu avem voie? Despre păi eu știu, poate ești la... Bine, să nu încep să zici că Putin e genial și nu știu ce. Nu, că genial. Știi că avem propaganda oficială și trebuie să ne ținem păi de ea. Nu, eu nu spun că e genial. Glumesc, mă. Câte boli are, mă, murimea, măsa să moară. În fiecare zi, la rinichi, la spicat, cancer, da, la ploapă. Să uita oia la televizor, să uita în ploapă, are o dungă, da, gata, trebuie e diabolizat, trebuie... E, vă, da. Păi tot, tu nu vezi ce lume nebună? Are la toate bolile care există pe lume și nu moare. Da. Ghinion. 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 Că ăștia, practic, nu mai existăm ăștia. Au ras tot ce a făcut ăla, rene. Adică ăla a făcut o, poate să zic lumea ce a făcut, o industrie foarte puternică, făceam absolut totul. Mă refer la partea cu învățământul, nu? Un om de la țară, acum nu mai poate să studieze niciodată în București. Atunci avea cămină, avea masă, avea servici, avea toate alea. Litoralul care a făcut tot ce a făcut ăsta, care ăștia n-au putut să vândă în 30 de ani ce a construit ăla. Da, și... bun, nu știm cum ar fi arătat România dacă... Dom'le, este puțin, o chestie care mă deranjează, ăla poate să zică ăștia orice a fost patriot. Ce înseamnă patriot? Patriot, adică ăla nu accepta să ne calce nimeni pe bătătură. Inclusiv cu rușii s-a luat în 80. Asta da. Da. Păi mă uitam acum, mă gândeam azi dimineața acum, dacă era Ceaușescu și venea președintele Ungariei și făcea ce a făcut pe aici. Păi nu venea. Îi mânca de vii. Știi că le-a spus că în două ore la Budapesta când s-a enervat. Îi mânca de vii. Am avut și noi o reacție palidă a Maia, bă, că nu se face. Ce exclus, suntem zero. Uh-huh. Păi să-i cânte lui, cu naționala să-i cânte lui imnul. E jupuia. Da. Eu eram da. Prieten și cu aia care erau de origine maghiară de pe timpul la Fazekas, Banc și toți aia. Păi nu aveau curaj să vorbească un crește decât ascunși în casă. Și... Dar zi-mi așa, cât din ce a fost nasol a fost din cauza ei, că a mai fost și ăsta refugiul argumentativ după 90. Dom'le, ea era de o răutate, ea era, totul era din cauza ei. Nu. Ce nu? Nu, eu zic că stăteau de părerea mea, că stăteau de vorbă pentru că erau 24 cu 24 împreună. Se alimentau reciproc. Se alimentau și erau mințiți de ăștia și împinși. De anumiți oameni. Ei au avut o chestie care eram înțeles că și nu avea pe asta și spuneam tipul, ei aveau încredere în securitate, mă, și în Postelnicu și toți de pe da, domne, eu mă certam în continuu, bă, ăștia vă leagă. Că am avut discuții, că am început la pușcărie și am martori, că astea, bă, până la urmă, auzeași la pușcărie și asta și... Înțelegi că sunt prea lepre. Încredere? Adică la ce, cum ai a decurs discuția până acum, încredere mi se pare un cuvânt foarte mare. Da, domne, avea încredere. Dacă venea bă la și spunea, îl credea 100%. Păi de ce? Eu știu, aveau încredere și le spunea că stau toți ziua cu ei în casă, ce le vorbea la ureche, ce le cânta, ce le făcea. Da. Adevărul că m-am uitat și eu peste stenogramele alea de când a început, ce a început la Timișoara. N-ai cum să înțelegi discuțiile alea, cum el le spune să trece, aia vin cu fanfara, toate ordinele alea neînțelese, el pleacă în Iran. Păi că anunță că e bine. Ea, că da. Anunță că e bine, adică da... Trăiam falsul ăsta. Sigur, pe îl mințeau. Păi și când a vorbit cu aceea, a spus că e bine. Da? Mă, ți-am spus că eu nu înțeleg pe aia. Bă, să nu-i spun copilului meu, că a vorbit Nicu, ce mi-a spus, că a vorbit cu... Să nu salvez pe copiii mei. Să încerc să-i salvez, da. Era... Dar putea să-i spună, bă, ăla era pilot de vânătoare. Sibiu avea avion, lua un avion, ăla în 3 secunde era la unde vrea. Da. I-a spus, nu-i nimic. Și îi fugeau de pe ăla. Da. Adică nu știu, niște chestii foarte, nu le-am înțeles niciodată, nu le-am înțeles. Și cu toate că era un om foarte simplu. Așa la, cum să spun, la case, la cum mânca, ce bea, ce făcea. Am văzut, dar... Nu, ce arată ăștia. Eu am fost în casă acolo, aveau și într-un colț acolo. Nu, am citit și mărturiarele bucătăreselor, nu era vreun sofisticat. Nu. Ce...
Ce erau în casă, tablouri și alea erau de la muzeu care le puneau Grigorescu, Lucian, dar nu tablourile personale. Adică, bă, mi-am cumpărat un tablou să mi-l pun. Uh-huh. Venea un arhitect care îi punea toată treaba aia. Dar, da, nu știu, pe mine, eu am multe enigme de ce s-a întâmplat. Ori a crezut, eu știți la ce m-am gândit, o chestie? Chiar și-ar fi și dorit finalul ăsta. Adică ceva care la scara istoriei poate să-i păi la scara istoriei rămâne la scara istoriei, adică, nene. Da, istoria altfel de așeza lucrurile altfel decât. Și așa arătat, credem noi în clipa de așa arătat că el, cântând internaționala, da, că asta a fost și asta a făcut. Și ai văzut cum îi spune? Ai văzut cum e destinul? De aici am plecat, aici murim. Că vrăjeală, că se uita la ceas, că luam măsa, că luam Marin cum nasul, că venea oia nu. Era clar, el știa că îl mierlește, fără niciun fel de discuție. Înțeleg? Și atitudinea aia care a avut-o, de asta spun că el discuta cu ea. Eu acum din ce m-am uitat, că m-am uitat de vreo 2000 de ori la filmul ăsta cu mascarada aia care a fost de proces și cu leprele aia care ce-au putut, că n-a fost proces. Hai că discutăm acum despre proces în ultima parte. Așa, două secunde. Dar ai văzut cum o ținea de mână și cum o pondera? Da, adică da, era, da. Era clar ca o relație. Nu, eu nu mai țin la 80 de ani până asta mea de mână. Îi fac vânt să... Bun, acolo să și produseseră niște... Nu contează, nu, dar cum apăra. El o apăra în continuu. Da. Avea chestia asta de a o proteja. Da, chiar hai să închidem partea asta. Spune-am așa, uite acum la 30 și mai bine de ani de la Revoluție. Care sunt cele mai mari semne de întrebări pe care tu încă le mai ai și la care nu ți-ai răspuns nici cu ajutorul anturajului după 90, nici cu după ce ți-ai recuperat relația cu taică tu, nici, adică au rămas încă pregnante și nu se leagă. Ai de asta la care te mai gândești, așa când nu mă gândesc. După aceea zile foarte intens. Nu mă gândesc că au scăpat toți ăștia care au făcut crime. Că, de exemplu, militarul să-l cheme pe Trosca, care îl urmărea și care a făcut și să-l decapiteze, nu știu dacă ai văzut filmul, că ceva îngrozitor, ai văzut-o cu țigările stinse în cap, cu toate alea, și să scape, plus toți aia care au fost în Ministerul Apărării. Aia toți trebuie... Asta a fost crimă. Adică n-a mai fost revoluție. I-au chemat să-i mierlească, da? Da. Cu banii lui Ceaușescu s-a demonstrat că n-a avut niciun ban, care eu știam de la început că n-a avut niciun ban. Înțelegi? Pentru că... Nu el personal, da. Nu el personal, da, nu. Banii au fost ai statului român. Îți explic de ce. Socră și cu încă două persoane aveau conturile lui Nicolae Ceaușescu. Da? Ne-a dat Băcanul, Da. Ca să vezi și pe ăștia cum sunt. Eu înainte, cu două luni de astea, am făcut o expoziție, în fine, a fost și ăsta Sergiu Nicolescu și mai mulți ăștia, și venea și Iliescu. Și zic, bă, vine Iliescu, eu îl bag în sală, socră meu, bă, mă aud de la, mă împușcă, mă face, plec, lasă, bă, mă doare pe mine, n-am voie să spun unde, și vine Iliescu, pe mine mă interesează, n-am nicio funcție, nimic, nu știu. Și imediat în noaptea Revoluției, bă, vin-o repede să mă duci la Iliescu, eu nu te duc la Iliescu, te singur, să-ți trimite mașina. I-a chemat să predea banii. Și de unde am știut exact că după aia l-a prins Băcanul, după vreo, nu știu câte luni sau un an, că el a spus, n-ar cum să ne prindă, că avem nume conspirative și ca să pună cap la cap trebuie să fim toți trei, că fiecare avea o porțiune. Și le-a aflat numele și l-a dat în ziar și au început să sune telefoanele, să facă toate alea nebunii și mi-a spus, nu, doamne, toți banii s-au predat la Nea Iliescu. Despre ce sună? Nu mi-a spus niciodată. Nu? Nu. Nici n-am intrat în amănunte. Eu mă gândeam în mintea mea, dacă aveam un cot, mai mă găsea nimeni. Nici pe mine, nici pe Iliescu.